Odată cu începerea misiunilor în spațiul cosmic, astronauții au constatat imediat și cu regularitate prezența unor obiecte zburătoare neidentificate în jurul Pământului. Aceste observații sunt mult mai numeroase decât s-ar crede. Ele au fost făcute atât de către primii cosmonauți ruși, Yuri Gagarin și German Titov, cu navele spațiale Vostok, cât și de către primii cosmonauți americani, cu navetele spațiale Mercury. Se pare că NASA a ascuns și încă mai ascunde opinii publice internaționale numeroase întâlniri pe care astronauții le-au avut cu obiectele zburătoare neidentificate. În acest sens, sunt deosebit de semnificative uimitoarele relatări despre extraterestri făcute de mai mulți astronauți faimoși, printre care Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Ed White, Gordon Cooper, Edgar Mitchell și Scott Carpenter. De exemplu, Scott Carpenter spunea printre altele, Niciodată atunci când au ieșit în spațiu, astronauții noștri nu au fost singuri. A existat o constantă supraveghere din partea ozeneurilor. Foarte edificatoare sunt și dezvăluirile cosmonautului american Edgar Mitchell, fost component al echipajului navetei spațiale Apollo 14, al șaselea om care a pășit pe lună, un om de știință respectat. În sinteză, el a afirmat că a avut privilegiul de a fi informat asupra faptului că planeta Pământ. A fost vizitată de către civilizații de pe alte planete și că fenomenul OZN este real, dar a fost ascuns de către guvernele noastre de cel puțin 60 de ani. Edgar Mitchell a lucrat pentru NASA și, conform declarațiilor sale, convingerea sa despre aceste prezențe extraterestre este aceea că, dacă ei ar fi fost cu adevărat ostili, noi am fi dispărut de mult timp. Există mai multe mărturii, cum ar fi cea a fostului oficial NASA, Christopher Kraft, și chiar înregistrări audio, care au fost postate neoficial pe internet, care arată că astronauții care au fost pe lună au raportat uluiți prezențe extraterestre absolut evidente. Sunt cunoscute în acest sens declarațiile lui Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Charles Duke, John Young sau Thomas Mattingly, care au văzut obiecte uriașe mișcându-se în craterele lunare și chiar au reușit să le filmeze. Registrările audio ale misiunilor indică faptul că acești astronauți au raportat observațiile lor uimitoare centrului de control de la Houston, însă niciuna dintre ele nu a fost făcută publică. Există de asemenea mărturii concludente conform cărora misiunile Apollo 11 și Apollo 12 au remarcat că la aselenizarea modulelor lor s-a produs o undă de rezonanță. Care a făcut ca luna să emane un sunet ca de clopot, după descrierea unui om de știință al NASA, timp de aproape o oră. Ca urmare, după cum descrie și cercetătorul în rus Vladimir Azaza, oamenii de știință au bănuit că luna ar putea fi goală pe dinăuntru și, pentru a studia mai bine efectele acestui fenomen, au intenționat să producă o undă seismică mai puternică. Pentru aceasta, misiunea Apollo 13 a urmărit să detoneze o mică bombă nucleară cu plutoniu pe suprafața lunii. În apropierea lunii însă, la bordul modulului, s-a produs o explozie care a distrus panoul de comandă. Se pare că această explozie a fost provocată de o misterioasă rază de puls magnetic care provenea de la un OZN venit de pe lună. Există și alte tipuri de dovezi care indică faptul că pe lună există baze extraterestre în legătură cu care autoritățile mențin un secret absolut. Sunt deosebit de edificatoare în acest sens filmările și fotografiile realizate de către Joseph Escamilla. Regăsim de asemenea numeroase alte dezvăluiri deosebit de importante care vin din partea unor persoane foarte calificate. Astfel sunt consemnate mărturiile a sute de piloți, tehnicieni, persoane implicate în structurile militare sau guvernamentale de vârf, care au făcut dezvăluiri deosebit de importante despre ozn în ciuda faptului că prin asemenea rapoarte ei au riscat să-și atragă compromiterea imaginii lor publice și nu de puține ori chiar concedierea. Prezentăm în continuare câteva exemple edificatoare, declarații ce vin din partea unor oficiali de rang înalt din cadrul personalului militar sau guvernamental. Locotenentul Walter Hout, ofițer în cadrul biroului de presă al Roswell Army Air Base, afirma Eram efectiv în posesia unui disc zburător care a fost găsit într-un ranch la nord de Roswell. Informația mi-a fost transmisă de colonelul Blanchard. Acoperirea a fost orchestrată foarte eficient și rapid de la Washington, prin diferite canale. Trebuia să spunem că totul era fals, că era doar un balon meteorologic. Lordul Hugh Dowding, ofițer comandant al Royal Air Force în timpul celui de-al doilea război mondial, declara în anul 1954. Cu siguranță OZN-urile sunt reale și sunt de origine interplanetară. Dovezile acumulate cu privire la existența lor sunt o mulțime, iar eu accept realitatea existenței lor. Peste 10.000 de apariții OZN au fost raportate, majoritatea neputând a fi explicate. Aceste OZN-uri au fost semnalate pe ecranele radarelor, iar vitezile observate erau de peste 14.000 de km pe oră sunt convins că aceste obiecte există și că nu au fost fabricate de națiuni de pe Terra. Eu nu văd altă alternativă decât acceptarea faptului că sunt de natură extraterestră. Viceamiralul R.H. Hillen comandant al serviciilor secrete în Pacific în timpul celui de-al doilea război mondial și ulterior șef al CIA, declara în 1960. În culise, ofițerii de rang înalt din Air Force sunt serios îngrijorați în ceea ce privește OZN-urile. Dar printr-o politică oficială de secretizare și ridiculizare, mulți cetățeni sunt înclinați să creadă că OZN-urile ar fi niște prostii. Colonelul Hayashi, comandant al Air Transport Wing din cadrul Air Self-Defense Force a Japoniei din anii 60, declara: Existența OZN-urilor este imposibil de negat. E foarte ciudat că nu am reușit să le identificăm originea după 20 de ani de cercetări. Jimmy Carter, fost președinte al Statelor Unite, spunea: sunt convins că OZN-urile există deoarece am văzut eu însumi unul. Era lucrul cel mai straniu pe care l-am văzut vreodată, era enorm, foarte luminos și își schimba culoarea. Un lucru e sigur, nu voi mai glumi niciodată pe seama celor care spun că au văzut un OZN pe cer. Mihail Gorbaciov, ultimul președinte al Uniunii Sovietice, declara în 1990 că fenomenul OZN este real și trebuie tratat cu seriozitate este util să precizăm că și în URSS au existat mai multe programe secrete de studiu al OZN-urilor. Dintre acestea, menționăm că în 1978 a existat un asemenea program numit Rețeaua, apoi în 1980 un altul numit Galaxy, iar în anul 1985 a demarat proiectul secret Horizon.